Salutare, mamă, ceva ce s-o stande și bine v-am găsit la un nou joculeț. Joculețul ăsta se numește Happy Glass și este un joculeț de telefon. L-am văzut și eu acolo și la recomandate pentru că aparent e un joculeț destul de jucat și mi-a cam captat atenția pentru că nu am mai jucat un joculeț ceva de genul trecut, se numea Love Balls. Nu... Știți voi, mingiuțe, erau niște mingiuțe mici care se iubeau, vai ce drăguț. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă vă place acest joculeț. Bine, încă nu l-ați văzut, dar dați un like dinainte. Ha, să fie treaba. Hai să dăm start și să vă zic și cum se joacă acest joculeț. Deci de aici, practic, din chestia asta mică, curge apă, da? Tu trebuie să faci în așa fel să desenezi lucruri prin care apa să curgă în pahar. Uite, vedeți? Hop! Și acum pizza curge în pahar. Bine, poate să mai pice și pe jos pentru că trebuie să se umple un anumit nivel, după cum puteți vedea, curge mai multă apă decât ar încăpea în pahar. Și asta trebuie să facem. Bă, mi se pare destul de interesantă ideea, mai ales că v-am zis, am mai jucat un joculeț de genul acesta și acela era legat de mingiuțele acelea, Love Balls, care se iubeau și toate cele. Bă, l-am umplut? Bine, aparent am făcut 3 stele, dar aparent era să pierd. Vai cât de tare, ia să vedem cum ne descurcăm noi aici. Trebuie să facem ceva de genul ăsta așa. Ia să vedem. Bă, ești nebun? Aha. Da, bă, s-a umplut paharul. Nu sunt nivele grele, sunt la nivelul 5, vă dați seama că nu prea are ce să fie greu aici, dar probabil dacă ajungem la nivele mai îndepărtate, gen nivelul, nu știu, 100, habar n-am. Ia. Oh, shit! L-am umplut, what the fuck? Și-a curs atâta apă pe lângă și-a făcut și 3 stele. LOL. Damn. Bă, da, ce ciudat pică lumina asta pe fața mea. Next level. Cred că aici e ceva neregulă. Nu trebuia să fac nimic. Aaa, știu ce trebuia să fac, reset. Să fac asta. Și a pizza se scurge acum în laterale și până la urmă pică fix în pahar. Ce fericit era că s-a umplut cu apă. Da, deci jocul ăsta practic se numește Happy Glass, adică paharul fericit. What the fuck. Trebuie să vină ceva de genul ăsta. Oh, shit. Nu. N-am calculat foarte bine. E așa. Da, pică fix în pahar. Bun. Aparent, nu e atât de greu, trebuie doar să-i prinzi mecanicile, dar mi se pare destul de amuzant pentru că vă puteți întrece cu prietenii voștri. De exemplu, suntem la nivelul 8, să vedem la ce nivel putem ajunge și vă rog, dacă vă jucați acest joculeț, să-mi lăsați... Chat. Da, n-am reușit. Să-mi lăsați și mie părerea voastră în comentarii și să-mi spuneți la ce nivel ați reușit voi să ajungeți. Joculețul nu este greu, este gratis dacă vreți să vi-l descărcați și voi, îl găsiți pe App Store sau pe iOS, ăla cum să o numim, pe Android sau pe... Jocul este pe ambele, cred. Și am uitat, tata. Și al meu trebuie să le umplem pe amândouă. Sper să se umple singure. E ok? Da, e ok. Bă, dar curge foarte multă apă de acolo. Ok, deci aparent trebuie să facă în așa fel încât în unele nivele să nu cadă paharul jos. Am înțeles. Nu e greu. Nu e greu deloc. 3 stele și la nivelul 11. Păi sunt chiar bun la jocul ăsta. Next level. Stai ce? Ok. Ce trebuie să fac aici? Adică... Aproape s-a umplut. Ce 3, 2, 1. Da, nu l-am trecut, ok. Băi, hai să facem ceva de genul ăsta. Ok, am reușit. Nu înțeleg de ce paharul alunecă, iar chestia aia pe care eu o desenez nu mai alunecă. Adică aia e o fâșie în puii mei. Bă, dar ce că avem și magazin aici, ia să vedem. Bă, ce facem cu bănuții ăștia? What the fuck, ce facem cu bănuții? Putem să ne luăm mai multe creioane, vorbești serios? Și mai multe fețe de pahar. What the fuck? De ce ar dona cineva să schimbe fața paharului? Stai, ce? Ia uite, mă. Sunt mai deștept decât par, mă. Nu sunt nivele grele, sunt chiar nivele mișto. Îmi place joculețul ăsta, chiar îmi place. E așa captivant. Am ajuns la nivelul 13, next level. Oh, shit, aici știu ce trebuie să fac. Bine, deși aici nu prea știu cum mai putea să o faci decât de...
de mai multe stele, dar e ciudățică tare asta, cred că dacă o țin doar dintr-o parte. Ah, știu cum puteam să fac de mai multe stele. Collect. No, nu, nu vreau, nu mersi. N-am nevoie de 3 stele, frate. Mă interesează să termin nivelul cel mai mult, nu să fac 3 stele. Aici cred că știu ce să fac. Așa, 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 așa. Oh! Bine, s-a cam vărsat jumate din el, dar am făcut 3 stele și l-am făcut complet, mișto. Bravo. Ok, trebuie să facem aici așa, așa, așa. Ia uite-mă. Nu e greu, nu e greu, trebuie doar să te ducă puțin mintea. Să-mi lăsați, vă rog, în comentarii voi la ce nivel ați reușit să ajungeți. Ok, aici e un pic mai... Oh, shit, așa. Așa. Am desenat cacioaca, da? Tot am făcut 3 stele. Am reușit să desenez în așa fel încât să se prindă de rotundurile la două de erau acolo. Next level. Aici e un pic mai complicat, sincer vă spun. Lăsați-mă că știu ce să fac. Fac așa. Fac așa. Nu știu ce am făcut, dar am mers și am făcut și 3 stele. What? Da, ok. Nu înțeleg de ce mă ține cu ecranul la negru. Băi, dar de ce face numai nivele din astea? Că sunt foarte, foarte... N-am vrut să se întâmple asta. Bă, ce pui mei se întâmplă? Stai așa. Că am o idee. Așa. Nu era greu, dar necesita un pic folosirea părții superioare a cerebelului. La mine e cam... Nu prea e dezvoltată partea aia. Simplu ca bună ziua. Wow, căzuse jos. Nivelul 20 și încă n-am întâmpinat probleme. Adică nu cred că a fost un nivel în care să nu pot să-l fac. A, ce cu bila aia galbenă? A, ok, trebuie să nu pice bila în pahar, că dacă pică bila în pahar, iese apa afară. Dar aș vrea să o las să pice, să văd ce se întâmplă. Ia să lăsăm să pice în pahar. Ia. What the fuck, uite ce față fac cu paharul. What? Da. Ține bine de departe de pahar. Și aparent paharul se umple și e fericit. Scopul jocului e să faci paharul fericit. Oh shit. Da. Stai, stai, lasă că am o idee. Justinel. Te mănâncă la curuț. Gata. Uite cum stă pe ăștia paharul. Am mai făcut încă un nivel, trecem la următorul nivel. Ăsta pare destul de simplu. Sigur. Sigur, 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 sigur. Ră, apa aia, de ce vine așa? Biluțe, 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 din ce în ce mai mari vine apa asta. Bun. A, asta este simplu. Shit. Nu înțeleg de ce, uneori, nu mă lasă să-mi trag eu toate astea ale mele. Cred că trebuie să o fac din prima. Așa. Plecați voi de aici când aveți ce căuta la paharul meu. What, cu ce s-a umplut, frate? A curs în el de... Ia să vedem aici. Easy peasy lemon squeezy. Oh! Shit! Da. Ok, bun, asta e un pic mai complicat pentru că... Pentru că da... Aia. Asta nici măcar n-avea nicio treabă aici, biluța asta. Aiurea. Aiurea. Credeam că are și-a vreo treabă pe acolo, dar aparent nu avea. De unde curge apa? What the fuck? Bine, ok, trebuie să mă ajute chestia aia. Cred că am o idee, dar e mai neortodox așa. Stați puțin, băieți. Băi, apa ar trebui să curgă pe acolo, dă-o mama ei!
Da, ok. Cred că o să o fac acum. Așa. Gata, e. Da, era apa, aia trebuia să curgă pe acolo, frate, prin găurica aia mică, pe bune. Cred că îți dau o palmă dacă nu taci din gură și nu ieși în momentul ăsta afară din cameră. Hai, șt, băști. Nu te întrebă nimeni nimic pe tine, nici nu te chema aici. Hai, pleacă de aici. Aici este un pic mai complicat. Bine, nu prea, nu chiar. Curge direct în pahar. Este. Este. Bă, mișto joculețul, chiar e mișto joculețul ăsta. Bun, încă un nivel mai complicat un pic, dar nu prea complicat. Oh, shit. Băi, deci am împins-o, ești nebun. Ce bădăran. O tot împinge, o tot împinge. S-a umplut? What? A ajuns acolo sus, a fost un bug ăsta. S-a umplut. Ciudat. Foarte simplu, easy peasy, ține bine de acolo, să nu cadă în pahar, că paharul se supără. Next level. No, no thanks, n-am nevoie de challenge-uri. Easy peasy. Bine, cred că am cam aruncat mult afară, ba, nu, s-a umplut, perfect. Easy peasy lemon squeezy. Ia să vedem ce trebuie să facem la următorul nivel. Dacă ne-ar și lăsa joculețul ăsta, ar fi tare mișto. La următorul nivel, ce trebuie să facem? Bun, aici este un pic mai așa, ceva de genul ăsta. Și acolo cred că pică direct în pahar. Da, simplu, simplu ca bună ziua. Este mai multă apă decât trebuie. Completed și nivelul ăsta. Nivelul următor cum se joacă? Cred că ăsta ar trebui să meargă pur și simplu. Da, știam eu că nu o să meargă pur și simplu. Deși dacă mă chinuiam un pic, cred că îl făceam pur și simplu. Te trag ceva de genul ăsta. Bă, da, stai! Nu, mă, nu, 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 gata, gata, știu ce te să fac. Băi, frate, stai un pic, că nu e ceva nu e în regulă aici. Acum intră? Trebuie să intre. Da, bă, da. S-a umplut. Bine, nu cred că asta era cea mai bună metodă de a rezolva acest nivel, dar măcar am reușit să-l rezolv. No thanks. Next level. Stai, ce? What? Cât de tare asta! What? Pot să arunc biluțe din chestie din aia acolo. What? Cât de mișto! Nu retry! Ba, vreau să mai fac o dată, că era prea mișto. Ia. Bine, acum s-ar putea să curgă toată fără să mai fie nevoie să arunc ceva acolo. Nu, nu, nu. Cât de mișto e! Cât de mișto e! Arunci chestii din alea acolo și pur și simplu scuipă apa afară. Mișto. Principiul bazat pe realitate. Aici. Vedeți? Ia fiți aici. Da, băi, cred că o să până în capăt acest episod aici. Nu uitați să lăsați și voi în comentarii dacă v-ați jucat acest joculeț și dacă da, la ce nivel ați ajuns. Și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa!